Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou vlog din seria noastră de GTA San Andreas. V-a fost dor de nostru CJ? Sigur că da. Haideți să mergem să vedem ce mai de făcut. Până cartier. Și astăzi, în acest episod, vom face câteva misiuni, iar după aceea ne vom distra. Ne vom distra până oraș. No, hai să vedem. Ce e de făcut? Și că trebuie să dăm un pic sonorul mai tare. Ajung. Option. Ok. Audio. Calma. Ok. Ia să vedem. Drive with sweet to Eden. Ok, hai să vedem. Să vedem ce este de făcut. Băi, ce vreau să vă zic este că cu toate că am un număr puțin de abonați, 21 exact, eu sunt recunoscător și vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că ați decis să vă abonați la canalul meu. Pentru mine înseamnă foarte mult acest lucru. Adică vreau să zic că chiar vă sunt recunoscător și chiar mă bucur. Adică cu fiecare subscriber câștigat pentru mine este un plus și este o motivație mult mai mare de a face videoclipuri. Ok. Ah, ok. Hai să vedem. Job. Hai să măzgălim pereții, da? După care? După care? Măi, unde trebuie să mergem? Pe aici cum am dat? Cred că am greșit eu. Deci l-am desenat pe ăla, l-am desenat pe ăsta, și pe care? Aaa, da, mă scuzați. Hai, da, sari, mă! Ok. Să mâzgălim peretele în cel mai mare ha. Salut, băieți, n-am făcut nimic, stați liniștit. Nu știu ce aveam impresia că mai apare checkpoint pe mașina poliției. Hai să mergem să vedem. Unde ne trimite viața? Vam. Vamos a la playa. Frâna de mână. Oh, shit. Ok. Așa. Acum vom merge la următorul checkpoint. Și vom vedea ce e de făcut. Da, temă. Ba, ooooh. Parcare de 100 de puncte, fraților. Hai să dăm și aici. Ok. Și să vedem pe unde mai avem. Aici mai întâi trebuie să-i omorâm pe nemernici ăștia doi. What the fuck? Care sunt gata să ne omoare ei pe mine. Și vine și poliția. Dar ce fac atât de ilegal? Nu fac nimic atât de ilegal. Joc. Și primim și aici. Hai, mă. Ok. Acum mergem repede. Aruim mașina. Mergem cât se poate de repede. Hai, sari. Sari. Ah. Ok. Intrăm aici. Sărim aici. Sărim și aici.
Și de câte îmi amintesc, da. Ok, dragilor. Perfect. Bun. Acum vine Nea Costel cu mașina și ne va duce către destinație. Ce? Stați mai un pic. Get us back to the hood, CJ. Ok, am revenit. Ok. Și vom merge la următorul ce. Păi, dar n-am sunet în jocul ăsta. Ah, cred că l-am dat eu în sistem. Am modificat eu sunetul. Să o parchez omului frumos. Like riding bike, ain't it, boy? Yeah, it all comes back. How you doing on the ferry? What kind of shelter, you know? Crash took all my paper, man. Left me with number small change. Da, dacă vrei, poți să vii cu un grătar. Bine, Franț. Hai, te-am sărutat. I'll catch up with you. Da, ce dialog interesant. Vom merge și vom salva, pentru că suntem niște fricoși. Suntem extraordinari de fricoși. Dăm aici șpang, ok, bine. Prestab. Carl, it's Officer Hernandez. Who? Officer Hernandez. Stați așa să dau volum. Lasky. Oh, the bitch. Ați auzit și nu ce zic. Hey, show me some respect, aici. Boy. Go fuck yourself. Uite o bicicletă. You watch your tone, boy. Now listen, I've got a message from Officer Tenpenny. Don't try and leave town. That would be a big mistake. You hear me? We're watching you. Whatever you say, bitch. Hai, că vorbiți prea mult. Jean. Cleaning the hood. Hey, you gotta keep it real, man. Man, nobody give a shit about the hood. I do. All they do is sell yay and ruin the place. No crack ever made a gang tight. Deschide frigi de unde are marijuana. What's up, CJ? What's crack? Man, all they care about is smoking and money. You can't knock the homies hustle, sweet. And marks ain't soldiers. They idiots trying to be businessmen. Yeah, but they down with us, man. All they down with us. CJ, go down there and show these fools you mean business. These chumps from the ballers are sweating the homies. Go put pressure on them. Let's do it. We've been putting time in the hood. Se duce asta să vadă și el cât de gol poate să fie frigiderul, deoarece nu l-a crezut pe prietenul lui. Yeah, you right. So you and Ryder go handle your business. Se pare că astăzi vor găti o supă extraordinară. We need some backup. You seem beat up? But him and the homeboy deci Paragaz practic, deci din hotă ieșea fum și Paragaz avea o oală în care fierbea o altă oală. Ceva nu e în regulă aici. You try to get any of these crackheads. Hi, my nigga, Samarja. One of the families ain't up on it. Apart from smoke. Jean cu frâna de mână, hop, era să omoră curvă. Rose Street don't bang no more. Yeah, just get blown. Și intrăm în menstruație. Hey, slow down, fool. You don't even know which door it is. Yeah, mergem la șubola niște să omorim aici la trafic. Open up! You sure he's still living? De bomboane. I told you this. Ăsta fumează într-una, se pare care... Aș vrea și eu să știu de unde a cumpărat țigarea. Care e long life. Wait, hold up, man! What happened to life, man? Așa, frate, ce faci în pizu și în lasă, ai nebunit, vrei să urm cu tine, vrei să... Ai motiv să spui termopane, ești nebun. Nu vezi ce barba. Hey, Bear? Big Bear, that's you? Hey, you still from the hood, homie? Asta se pare că este o maimuță neînfrumoasă. Hell yeah, what? Hell yeah. Hai să trecem la omor. Esta ciumanie. Am și o bâtă. Am nimic, bineînțeles. Come on, man, keep up! Hey, Buster, wait up! Ce să le facem, să-i șpream?
A, nu știi drumul, fute-te în gură să te fut. M-ai pus să vin după tine. Băi, șpream, pe ăștia-i gazăm. Îi gazăm, frate, așa e frumos. Pai, luăm băta. Man, I know this cat. Da, frate, am dat cu spray pe el. Dă muște. Da, Oflan, de ce mă întrebi? Ain't that front yard turf? Un avion s-a spawnat într-o dată deasupra copilului. Se întâmplă zilnic asta. Jbam și-a arătat. Băi, am și-o. Vreau să iau băta. Man, we on a serious mission now. This one's mine. I'm out. Everybody in the hood know ballers are pussies. Kick your ass for the good of the community. You can't stop me, dude. Come on. Ăștia se pare că dă în aer. I'm straight mad now, fool. End of the line. You better lock me up, cause otherwise you dead. Futus. Băi, nu se poate, mă. Haide, te rog. Armatele au venit, De ce să-mi ia banii, mă, frate? De ce? Nu e... Nu e ok așa ceva. Haide să luăm mașina. Și de data asta să nu mai pierdem misiunea ca ultimii proști. M-am încat pe mine în curse un motor. Bobcat. Ba. Nu mi-a făcut direcție. Nu sunt eu de bine. Direcția e asta. Băi, știți ce mă gândeam să... Să iau patch-ul ăla de GTA San Andreas România. Pentru a avea mașinile noastre românești. Dar nu mai gândesc, nu știu ce să fac. Mie să... Nu se bucuiască prea tare să... Acum nu știu, vede. Vom vedea. Dă-te! No, e mașina de vină, stați liniștiți. Bravo. Și haide să refacem misiunea pentru că... Să o refacem că... Să dăm stila. Scuze. Hai să mergem cu limuzina lui Bitmuk. E mai mare spațiune. Nu, bun. Băi, sper să nu mai pierd. A fost o prostie acolo. Așa, bine că nu-i departe. Parcăm aici. Skip again. Hai, mă. Get that. The crack. No. Mai vine să-l vână? Vine. Da, nu mai am nimic. Nici bâtă, nici spray. Mă duc să le iau pe fraierul ăsta, că să arătă ce dăm noi. Mai mult de câțiva centimetri în fața orizontului, el nu mai vede. Ia zi, dealer. Te bat mâinile goale, ești nebun. Bine că stă ăsta cu băta în mână și nu face nimic. Dă-i, mă, firă armă. Pua, mă, cât l-am aruncat. Ok, dăm skip și aici. Se pare că poliția nu mai vine după noi. Man, we on a serious mission now. Hold it.
stați bine în mașină și bam, dă-te de aici. Bă, unde pleci fără prietenul meu? Bine, până aici puteam să mergem și pe aici. Man, you can smell a crack den a mile away. Yeah, let's shoot through and introduce ourselves. Dar acum avem bâta. Și viața tot de-o bâtă. Ia o ce-l tratează fata aia pe băiatul ăla de coronavirus, vedeți? Așa se face. Așa se face, frate. Ăsta a murit, ăsta nu mai putea să mai deschidă ușa. Și pam, să iasă moțele de mine. Ha, care mai ești? Nu tu dai prietenul meu care are bătă în mână, dar degeaba oare? Ia și tu de aici. Hai să vedem ce mai e pe aici. Tu fumezi prea mult. Și dăunează sănătății. Și tu ai mâncat prea multă piftie. Mai e vreunul aici? Nu mai e nimeni aici. Frigiderul e tot gol așa? Bun. Aici nu mai e nimeni. Hai să ieși. Ne-am făcut treaba. Haur. And what's more, you ain't run out on me. Time change. Oh man, they gonna be mad at us. Întoarcem mașina, frate. Și vom merge înapoi acasă la noi unde e. Unde e liniște și pace. Now that the base ain't getting pushed up in their faces, maybe these fools should be. Du-te mă de aici, că nu mai aștept cu nimic. Ai avut bâta aia de mai mult, mă, frate. Later, homie. Respect plus. Băi, avea ceva acasă de mâncare, să vedem. Încă te știu dacă mănânci mai crește viața sau nu știu exact. Dar n-am furat nimic. Safe. Vom merge să mâncăm ceva, dar se pare că ne-a crescut viața. Așa că nu mai mergem să mâncăm nimic. Prima arma noastră este o bâtă și o vom testa pe purul ăsta. Ok, try not to hurt me. Ai și tu ceva bani la tine? Oh, avea cuțit în mână. Bro, ce ți arde. De ce ești mă așa curios? Băi, de ce ești mă curios, băi? Bani? Nu mai gherțoi pe stradă, sau a murit. Da, nu, oricum nu mai gherț. Au te-al curios. L-am luat în bâtă pe ăsta. Don't hit me, I might cry. Pe ăsta l-am luat în bâtă. Tare de cap. Băi, gardul meu. Băi, vă știți cât am stat la pârnaie pentru gardul ăla? Pe cine invii, mă, băi? Pe cine invii? Domn doctor, pe cine invii? Vreau să-ți mai dau o bucată în gură. Te-a înviat? Te-a omor pe treptele casei. Ok. Hai să luăm ambulanța. 3-2, tutorial paramedic mission. Ok, ia mă, hai să vedem ce zicești. Și dintr-o dată suntem medici. Până acum am omorât 5 oameni, dar acum am devenit pe căile. Lance. Am mai rămas doar lance de la... ambulance. Ambulance emergenci. Moare ăla până la urmă. Stați liniștit. Oh,
O luăm pe aici. Ia uite-l pe ăsta să urcă pe parapet, bă băiat. Acum a venit, zmurdu vine către tine. Unde e? Uite-l. Pierde sânge, e pe ciclu. Păi în față te urci, mă, tu, în ambulanță. Urmă. La spital cu tine, nemernic. Ah, dă-te jos, da. Bun, am întors. Dă-te așa, că am urgență, idiotule. Urcă! Băi, dar ăștia se urcă. Așa nu trebuie să urce în spate. Nouă model de ambulanță fără capotă și fără bară de pe față pentru o aerisire mult mai bună a motorului. Dă-te jos. Ok. Next. A murit? Nu fac pe aia, dar n-a murit. Mai salvăm încă o viață. Încă o viață mai salvăm. Și ieșim la pensie. Ieșim la pensie, fraților. Scuze, vin după tine, imediat. Unde e? Aici, ok. Unde ești, mă? Urcă! Ce să vă fac, mă, frate, dacă sunteți cu tatăl pe aici, pe satul ăsta? Și ajungem și cu tine la spital îndată. Stai liniștite și pe mâini extrem de bune. Ok. Du-te, mă! Acum aici că deja ne doare căpățâna. De ce mergi așa mă nesimțit de asta? Hai ba, produs ceva. Și cam atât am fost cu acest episod, fraților. În următorul episod vom juca GTA San Andreas, ne vom distra cu virgulă coduri. Ne vom distra cu coduri, vom face teroare, îl dăm polițiști și dăm una în cap. Deci fiți geană pe canal și așteptați următorul vlog. Cel mai probabil mâine seară îl voi posta. Și ce să vă zic, vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru toți cei care s-au abonat la canalul meu. Doresc să ajungem un număr cât mai mare. Vom juca și jocuri mai noi, gen GTA 5, gen. Dar momentan îl jucăm pe acesta deoarece mi se pare super distractiv și chiar și în 2021 GTA San Andreas încă mai merită jucat. Vă mulțumesc mult de tot și bam, te-am văzut cu ochii mei de la spate. Mamă, cu o bâtă am luat doi iepuri. Ce mă, dacă ai pistolul? Avem nevoie de un pistol. Da, fraților. Ne revedem data viitoare. Pa, pa!